Salutare, prieteni, salutare la toată lumea. Vă salută Florin de la Craiova cu mare respect. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că îmi urmăriți pagina de TikTok. Vă mulțumesc din suflet că apreciați munca care eu o fac zi de zi. Vreau să vă spun că a venit momentul, așa cum am promis în filmulețele de acum câteva luni de zile, a venit momentul să vă arăt noua foiță de transfer la 20 de metri pătrați, o avem la același preț, nu am schimbat prețurile. Diferența face pentru că am muncit foarte mult să aduc un nou gel pentru aplicarea foiței de transfer, un gel foarte bun, foarte de calitate, transferul este foarte rapid, într-o jumătate de oră, maxim o jumătate de oră, putem să dezlipim foița de transfer și să plecăm acasă liniștiți. Vreau să vă arăt și nou gel, da? Acesta este gelul, da? Vreau să vi-l arăt, gelul se diluează 40% apă, da? Vi-l arăt, este un gel foarte gros, foarte de bună calitate, el este albu. Când o să facem aplicația pe acest panou, el o să fie albu, a doua zi, nu vă speriați, o să devină super transparent, da? Eu acum o să-l aplic așa cum este și o să punem foița de transfer, dar nu pot să o iau acum pentru că este, dăm strat foarte gros, trebuie să așteptăm un pic mai mult să o dezlipim. Doar că eu acum vreau să vă arăt ce putem să facem cu acest gel. Haideți să vedem ce putem să facem cu acest gel. Luăm o gletieră. Mulți dintre voi l-ați văzut acest gel, dar nu știați ce putem să facem. Luăm pe gletieră. Este un gel foarte bun, foarte rezistent. Da? El se și diluează. Da? Eu îl pun acum ca să înțelegeți voi. Bineînțeles că nu o să faceți peste tot cu gelul așa gros, că nu are rost. Intră cantitate foarte mare. Da? O să-l diluați 30%. Dar vreau să vă arăt ce capacități are acest gel, da? El este alb acum, dar când o să se usuce, o să devină foarte, foarte transparent. Da? Dar o să încerc să văd la cantitate. Foița de transfer se face cu mâna. Nu este neapărat nevoie să treceți cu ceva peste el, pentru că singură o să se lipească. Gelul o să-l tragă, da? O să facă ca un vid în spate. Aici facem un experiment. Acum că nu am făcut nu am făcut așa gros cu el, da? Să știți. Acum, haideți să-l dăm și la pensulă, da? Ați văzut cum se dă la gletieră, da? Voi îl diluați 40% apă, da? Ca să vă ajungă la 20 de metri pătrați. Transferul face super bine și diluat. Este foarte concentrat acrilatul, da? Nu este nevoie să treceți cu nimica peste el. Cu mânuțele curate, venim din mijloc, da? Venim din mijloc, face primată și după aia le dăm o lateral. Singur o să facă vid și o să și-l tragă singur, da? O să vină singur frumos pe perete.